Tot râs de el, că acceleratorul de particule, că domnul Curața, că nea zambilă, că asta. El și când are un material serios, cine îl mai ia în serios? Și că, domne, fac o un material de la expoziția NASA, un live de acolo, au fost oamenii la voi în platou, v-au adus o bucată de lună, mai știți, o bucată selenară, iată. Și noi l-am luat în serios, în sensul în care priviți, puteți uita. Bună dimineața, Marian! Să trăiți, să trăiți, domnul Răzvan, domnul Dani, mă vedeți? Care sunt eu, stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta, în șeful ce șeful meu, să trăiți! Ah! Deci păi mai pe negru sau pe alb? E un cosmonaut și Darth Vader. Dacă nu l-aș vedea cu coada ochiului, aș crede că ăsta, tasul care respira greu, e puberul, că așa arătați amândoi când mergeți la dezgustători. Puberul și cu... Ăla mic ești tu! Păi normal, eu sunt domnul Răzvan, gata, m-ați găsit din prima, n-am avut nicio șansă, mi-a stricat surpriza, asta este. Am revenit aici la Romexpo, la expoziția NASA, așa cum ai spus și tu, au fost prietenii noștri la noi în platou, ne-au adus câte ceva, dar astăzi am venit pentru că vor să ne facă o surpriză, mai ales mie vor să-mi facă o surpriză, pentru că noi am fost primii care am venit și am anunțat expoziția de la Romexpo. Bună dimineața, bine te-am găsit! Bine-ața, bine ați revenit! Vom avea parte de o surpriză, nu mă așteptam să dureze atât de mult expoziția, am fost acum, cred că, lună jumătate și până când ține expoziția? Până pe 15 octombrie, deci mai avem cam o lună plină de vizitatori. Cum a fost până acum? Foarte bine, ne-au vizitat peste 30.000 de vizitatori și acum au început să vină din ce în ce mai mult, odată cu începerea școlilor. Să știi că eu mă simt foarte bine aici, dăm voie să trec în partea aceasta. Ieri alaltă am fost la acceleratorul de particule și acum am venit aici să-mi testez puterile, să văd dacă m-aș desfruca și aici ca un viitor cosmonaut. Hai să mergem să plimbăm puțin, să spui zona, care a fost zona care a atras cei mai mulți copii. O să ajungem imediat acum, dacă tot arăți ca un astronaut, trebuie să vedem dacă te și descurci. Știi că înainte de toate, orice astronaut trebuie să fie un bun pilot. Așa că, uite, colegul meu deja testează acest simulator. Hai să vedem dacă la te descurci. Simulator. Hai să-l salut prima dată. Să trăiți, bună dimineața, domnul șef, merge treaba, ce faceți aici? Bună dimineața, merge, încerc să aterizez cu acest simulator și uite că de două luni încerc și am reușit odată. Nu prea va ieși să înțeleg, nu? Nu prea iese pentru că este destul de greu să aterizez, cu totul că este cel mai simplu simulator. Dar hai să încercăm împreună. Încerc și eu imediat, ține tu microfonul și am înțeles că este zona care a atras cei mai mulți copii. Odată veniți aici, nu prea doreau să mai plece. Deci, ia să încercăm rep, novice sunt, novice, nu? Sigur, mergem pe novice, dai. I-am dat, gata, următoarea. Și acum să înțeleg că viața colegilor mei ar fi în mâinile mele, nu? Cam da, fii atent, foarte ușor la manetă. Da? Foarte ușor la manetă, mă apropii de aterizare și uite aici, de exemplu, unde? Ăsta sunt eu, domnul Răzvan, domnul Dani, ăsta sunt, vă spune. N-aud. Nu se aude, ăsta sunt eu, uite, mă vedeți din diferite poziții și încercăm o aterizare, am echipajul la bord, toată echipa este în mâinile mele, haideți. Câte ți-a ieșit ție? Una, în două luni. Mai aveți o lună, jumătate. Încă o lună de zile, două aterizări. Păi mie o să-mi iasă cu siguranță din prima. Domnul Răzvan, domnul Dani, sunteți pe mâini bune. Haide, dacă nu sunt nici cosmonaut. Op. Să știți, uitați-vă. Sunt încă, sunt în grafic, sunt pe drumul cel bun. 3, 2, stai puțin că s-ar putea să nu-mi iasă. Deci într-o lună, câte ți-a ieșit într-o lună? Una, în două luni. Una, numai puțin. Avem numai copii care aterizează de 3-4 ori în acela, adică... Îmi cer scuze, domnul Răzvan, domnul Dani, a fost o mică... Îmi cer scuze, nu sunt făcut să fiu cosmonaut. Și acum unde ești, colega? La final vreau să-mi arăți, să-mi dai și mie, că de obicei e vorba de o surpriză, nu? Da, am ales cel mai simplu simulator din toate pe care le puteți vedea aici. Asta e surpriza. Un simulator? Un păi simulator. Nu plec o punguță, cum plec de obicei acolo, o sticlă de vin, nu știu, ceva. Vedem dacă mai pleci, în primul rând. Păi nu, că data trecută n-am vrut să încerc treaba asta, că nu mă simt acum prea bine. Acum trebuie de asta, special pentru tine am pregătit. Așteptăm, colegii te așteaptă. Acum, dacă se mai pot uita la noi, Răzvan și Dani, bine, dacă nu, cum Dumnezeu înainte, ținem tu asta. Hai să vedem. Salut, colegul, bineoată, Marian, îmi pare bine. Da. Doamne ajută, hai că se poate, dacă pe asta n-am încercat-o până acum, dar o să văd dacă m-aș descurca să fiu cosmonaut. Deja m-a cam luat rău puțin. Vreau să spui așa, cât se stă în acest simulator? În acest simulator se stă 45 de secunde. E prea mult pentru mine, permitem, da? Permitem asta pentru vizitatorii expoziției. În schimb, omul de la NASA, Nathan, care a instalat și care a testat acest simulator, MAT, Multi-Axis Trainer,
a reușit să stea în simulator o oră și 20 ceva de minute. Deci asta e recordul lui. Mamă, și tu ești 40 de secunde. 45 de secunde pentru vizitatorii expoziției. Pentru tine o să lăsăm 30 de minute ca să ai timp să... Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Rămân aici, domnul Răzvan, domnul Dani, cu Dumnezeu înainte. Nu știu dacă mai ajung pe la platou astăzi, dacă nu, mă găsiți în spațiu. Oricum sunt pregătit de la acceleratorul de particule aici în simulator. Foa mare emoții, gata, îi dăm drumul la treabă? Sigur. Hai, dați-i drumul la treabă. Ochii deschiși, capul pe spate și cu Dumnezeu înainte. Să trăiți, domnul Răzvan, domnul Dani, plec departe, plec pe Marte. Hai, coleg, o ia la prima. Au! Oh, ușor, ușor. Nea Sandue, nea Zambilă! Oh, stai că deja am început să văd stele verzi. Mamă! Ce ochii deschiși, te rog eu frumos, hai să oprim treaba asta, că nu e ce trebuie. Oh! Hai să oprim. Gata, e perfect. De ce îl bagă pe Dumnezeu în toată treaba asta? Sunt Dumnezeu foarte plicat. Lasă, Dumnezeu, vezi de treabă. Jos. Vreau să văd dacă e albastru. Cât a rezistat? La față. 10 secunde? Mamă, nu e suficient. Hai, te rog. Domnul Răzvan, domnul Dan, o zi frumoasă. Cum vă simțiți, domnul Duț, acum sincer? Nu mă simt foarte bine. La acceleratorul de particule mă simțeam mai bine. Paul, hai, lăsați-o numai, că n-a fost o idee bună. Mulțumesc pentru surpriză. Da, cum s-ar zice, și dacă e pătrată roata, tot se mai întoarce. Mai vii, da, mai vii, te pupăm, Duță, mulțumim tare mult. Bravo, bravo pentru curaj.